Bine v-am găsit, sunt Ioan Ciobotă, vă prezint rubrica la Ordinea Zilei. Discutăm acum despre inițiativa Coaliției pentru Familie de modificare a Constituției României în sensul definirii în Constituție a faptului că familia este alcătuită dintr-un bărbat și o femeie, nu din soți, așa cum prevede acum Constituția. Stăm de vorbă cu Cătălin Vasile, prieten al nostru și susținător al Coaliției pentru Familie, implicat în Coaliția pentru Familie. Cătălin, bine ai venit la, în emisiunea noastră. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Care sunt adăiturile, care sunt noutățile legate de această inițiativă cetățenească de modificare a Constituției? În legătură cu demersul pe care l-am inițiat acum 2 ani, Comitetul de Inițiativă împreună cu Deja Areța au trecut 2 ani? A, au trecut 2 ani, așa, din să în credem lucrurile. Și, uh, Probabil uh, cu toții am crezut că va fi un demers uh, destul de rapid, nu un demers ușor, dar uh, nu ne-am gândit la 2 ani și după cum Stăm astăzi, uitându-ne la ceea ce se întâmplă în zilele noastre, la agenda politică și la situația din țară, ne dăm seama că uh, sunt semne să, că acest proces să se, să se ducă puțin mai departe decât ne-am așteptat. Chiar Dar această, suntem optimiști. În această sâmbătă sau duminică, nu mai știu exact, în Germania s-a oficiat prima căsătorie între doi homosexuali. Am văzut și eu anunțul, ne așteptam la lucrul acesta, practic ceea ce se întâmplă în Germania, s-a întâmplat și în alte țări, țările nordice, în Canada. Se știe clar că căsătoria între persoane de același sex nu vine deodată, ci este un parcurs, trece de la o acceptanță, de la o toleranță, apoi parteneria civil, și înspre final se ajunge la această căsătorie care. Să spunem, este uh, 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 împreună cu alte drepturi pe care le obține, anume dreptul la adopția de copii uh, și alte drepturi și alte drepturi. Dar până la urmă, dreptul uh, cel mai revenit este, este dreptul de a desfința familia. De fapt, pe ei nu interesează familia, ci interesează să desfințeze familia. Acum știm. Uh, din punct de vedere statistic uh, cuplurile homosexuale deși au aceste drepturi. Beneficiază foarte puțin de ele. Practic, nu se, nu alergă nimeni dintre ei să se căsătorească foarte rapid. Practic, ceea ce doresc să ne demonstreze este că pot, au această posibilitate și vor să ne demonstreze că. Ceea ce noi punem atât de prez, mare preț, această valoare pe care noi credem, se poate de sau se poate de natura. Este o, să spunem așa, o lecție pe care vor să ne dea, o, pe care na, alții au acceptat-o cu bunăvoie, noi încă ne luptăm aici în România, dar să știți că... Și nu mai spun de, de statisticile referitoare la calitatea vieții pe care au. Sunt foarte multe divorțuri între homosexuali, după căsătorie, <fie> uh, ei sunt nemulțumiți de viața pe care o trăiesc, sunt puține cazuri în care sunt, așa zis, fericiți. Deci, uh, așa cum se spunea încă de la început, uh, dorința lor este practic de a redefini atât căsătoria și, până la urmă, redefini ființa umană, aș spune eu. Interesant faptul că spunea cineva în cuplurile de homosexual sau de lesbiene, uh, unul dintre parteneri joacă rolul bărbatului sau al femeii. De exemplu, într-un cuplu de doi bărbați, unul dintre ei este mai efeminat și cu trăsături mai feminine și uh, încearcă chiar să imite faptul că ar avea sângi sau lucruri de genul acestea, lucruri foarte specifice uh, feminității și de asemenea în cuplurile de lesbiene în care sunt două femei care alcătuiesc o, o pseudo-familie una dintre ele are părul tăiat foarte scurt, este îmbrăcată bărbătește, băiețește și joacă rolul de bărbat. De fapt, ei în mod, fără să conștientizeze, se pliază pe modelul creat de Dumnezeu, bărbat și femeie. Ideologia de gen, ideologia gender, cum am spune noi, este una din ideologiile care își face vizibilă cât mai mult prezența în viața noastră. Există școli în care se propagă încă de la vârste fragede, campus în care copiii sunt aduși pentru a-și defini genul. Gândiți-vă că ceea ce noi știam până acum, ceea ce a dus la societatea umană, așa cum o știm noi, mii de ani de dezvoltare umană, care a avut la bază acest creația lui Dumnezeu, zicem noi, cele două sexe, bărbați și femei, au ajuns astăzi ca să fie surclasate la nivel de ideologie în anumite țări de decât această nouă identitate și anume identitatea de gen. Știm că sunt în, în teorie, sunt aproximativ 60 de genuri, o mulțime de nume pe care ne este greu să le pronunțăm, dar amintesc să le înțelegem. Dar. Deci, pentru ascultătorii care, care s-au blocat în acest moment, este vorba despre alte genuri decât bărbați și femeie. Deci, cât nu spun există și așa femenii. ceva. Să nu vă speriați, stimați ascultători. Nu există uh, oameni cu două capete sau uh, lucruri de genul acesta. Uh, ci pur și simplu doar este doar nebunia din capul lor care definește alte genuri. Și mi-asum. Uh, Responsabilitatea pentru această afirmație. Cred că oamenii aceștia au nevoie, nu cu mult timp în urmă, 20-30 de ani în urmă, oamenii aceștia erau trimiși la psihiatru și acum sunt puși la rang de lege. Um. Este clar, este o chestie care uh, uh, duce la o, o anumită confuzie. Copiii sunt în și asta știți cum e. nu este opțiunea părinților. Dacă sunt în școlile publice, de exemplu în Canada sau în, în țările nordice, în Anglia, se spune că, de exemplu, școlile evrei este un anunț foarte important pe Jerusalem Post. Vă dau un citat. Uh, Jerusalem Post este un ziar foarte cunoscut și serios, deci nu ar face glume pe tema aceasta, în care se spune că clor, uh, școlile evreiești din Marea Britanie ar putea fi închise datorită uh, uh, neacceptării promovării ideologiei LGBT în clasele mici ale copiilor. Vă dați seama, uh, și pentru ei este aceeași învățătură ca și pentru noi, ceea ce a spus Dumnezeu la început, omul și femeia uh, trebuie să meargă mai departe. În Canada nu mai vorbim, acolo deja este o chestie foarte comună, este răspândit peste tot. Uh, uh, în România încă nu există așa ceva. În România încă bărbatul este bărbat și femeia femeie. Dar uh, <laughs> sunt semne, sunt oameni pregătiți în școlile ale ideologiei uh, leftiste, a spune așa, progresiste, în care se învață. Și chiar președintele Iohannis spunea la un moment dat că uh, în uh, următorii ani vor fi foarte mulți specialiști pe probleme de gen. Probleme de gen înseamnă. Clar, și împărțirea, nediscriminarea pe, pe baza de sex, adică la locul de muncă, în funcții publice și tot așa, dar cu siguranță s-a referit și la ceea ce înseamnă ideologia de gen, și anume evitarea folosirii termenului de bărbat și de femeie. Care este situația în acest moment cu inițiativa Coaliției pentru Familie, o inițiativă cetățenească semnată de aproape 3 milioane sau peste 3 milioane de cetățeni? Acum cred că suntem mult mai mulți, că nu s-a mai semnat nimic de atunci, dar susținătorii noștri cresc și noi am început deja această cam precampanie, am spune noi. A fost vara, vreau să spun că vara a fost o vară ocupată, n-am avut foarte mult timp să ne odihnim, Coaliția pentru Familie, Comitetul Inițiativă. Toți cei care uh, sunt implicați în această activitate uh, ne-am pregătit pentru ceea ce va urma. Uh, din punct de vedere al, uh, al calendarului, să spunem, încă depindem de ceea ce se întâmplă în zona politică. Uh, uh, reamintesc ascultătorilor că, deși este o inițiativă cetățenească 100% venită din popor politicul și anume Parlamentul are o, o, o decizie sau o ultimă decizie. Trebuie să treacă prin Camera Deputaților, ceea ce s-a întâmplat în mai. Va urma un vot în Senat și acest vot Senat este ultimul vot pe care trebuie să-l aibă uh, această inițiativă pentru a putea ajunge la referendum. În septembrie, la începutul lui septembrie, când uh, domnii parlamentari s-au întors la servici, uh, s-au anunțat pe mai multe în mai multe conferințe de liderii politici au anunțat că vor face acest referendum și până în moment, la nivel declarativ, spunem că avem susținerea lor. Între timp s-au mai întâmplat și alte lucruri. Știți că, deși referendumul este, o, o, este un proces 100% democratic și aparține poporului, acest referendum trebuie însoțit pentru a fi declanșat de o lege a referendumului. Și această lege a referendumului, practic, este un vehicul sau motorul care face ca, în care se stabilește data, în care sunt mai, mult, mai mulți factori care sunt decise acolo. E, și există o lege veche a, a referendumului și acum mai nou există o nouă lege a referendumului care a fost votată cu puțin timp în urmă în Parlament, dar care a fost trimisă în în cercere, în Curtea Constituțională a României pentru ceva probleme de constituționalitate. Asta înseamnă că uh, săptămâna trecută a fost o întâlnire pe tema aceasta. A fost amânată pentru data de 3 și vom aștepta un răspuns să vedem dacă se va merge pe legea cea veche sau se va merge pe legea cea nouă. Oricum ar fi, Senatul are mingea în terenul ei și Senatul ar trebui să se mobilizeze pentru a da un văd cât mai rapid la această inițiativă. Care este diferența între legea veche a referendumului și legea nouă? Ce se urmărește, de fapt, în spatele acestor legi? Uh, între legea veche și uh, legea nouă sunt câteva chestii procedurale, între care una dintre ele este și implicarea președintelui României. Uh, no, oricum ar fi, uh, din punctul nostru de vedere, uh, noi ne dorim să facă oricum ar fi. Deci, oricare din legea referendumului este uh, okay. Clar, cu un parcurs mai scurt ne ajută, ne ajută mai, mai bine, dar respectăm legislația României și un, deciziile pe care parlamentul le ia trebuie să respectăm că practic nu avem ce face, nu avem altă opțiune. Ceea ce ne, de ceea ce ne este teamă este trenarea. Această, acest proces poate să dureze o lună, două, trei, poate ani, dacă agenda publică este, sau agenda politică mai bine zis, este ocupată de alte probleme, în special probleme grave de corupție, probleme de politică, probleme de, să spunem, justiție, mai, atunci vă dați seama că toată lumea este ocupată cu alte lucruri și nu, nu pun pe locul întâi acest referendum. Mi-a mai trecut dată prin această tergiversare. Uh, și atunci am intervenit, dacă mi ce să aminte, era acel mesaj pe care noi îl spuneam ignorat și pe pagina noastră de Facebook și pe matele noastre erau. am oferit mai multe pliante cu ignorat de politicienii pe care tu ai votat. Dacă va fi nevoie, probabil, vom, vom, vom face și alte tipuri de manifestări astfel încât să le aducem aminte celor care ne reprezintă că au o promisiune, au un act semnat, o, o înțelegere, a spune eu, un parteneriat împreună cu noi și trebuie să-și ducă să duc această înțelegere până la capăt. Foarte interesant că nume sonore din uh, peisajul mass media românesc și din societatea românească vin cu acuzația că această inițiativă ține de Putin. Care este situația? Este, cred că ceva legătură cu Vladimir Putin sau ați primit ceva ruble pentru treaba nu, asta? Ar, este la mintea cocoșului, fără să spun. Noi, -am fost, a, noi suntem atât de deschiși și ați văzut a, a, pe pagina noastră de Facebook se poate vedea clar a, relațiile pe care noi le avem, Comitetul de Inițiativă și prietenile noastre. Clar, noi suntem prieteni cu toată lumea. Dar, în mod special, vă, vă aduc aminte... Do am Este fost și Putin printre prietenii de pe Facebook? Nu, 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 nu avem nicio relație, nu, nu suntem, Doamne ferește, nu suntem dușmani, uh, uh, nu suntem dușmani cu absolut nimeni, inclusiv cu comunitățile gay, cu cei care au ales să de să fie așa, să știți, nu, nu avem nimic personal cu nimeni. Uh, deci, îi iubim pe toți, inclusiv pe cei ce ne urăsc, dar vă aduc aminte că pe site-ul nostru găsesc câteva declarații din Statele Unite ale Americii, adică să vezi că un, Mergem într-un turneu în care participăm la câteva întâlniri mari, inclusiv cu congresmen din Statele Unite și să spui în continuare că coaliția în familie are legături cu ei, mi se pare să, să... De ce crezi că s-a răspândit această vorbă și de, cum să zic, de oameni din prima linie din mass media care rămâi uimit? Deci cum pot să mintă în halul ăsta? Câți bani au primit pentru chestia respectivă ei, nu coaliția pentru familie Cum poți să, să, să înșele în halul ăsta uh, uh, Să-și înșele cititorii, telespectatorii În primul rând se înșeală pe Inoxu Și se mint pe ei sus, că Ei știu adevărul, e foarte clar Adevărul -i... nu cred că se uh, sunt atât de de, de răi cu ei astfel încât să se înșele și pe ei. De, dar de dragul unor avantaje dragul, uh, trăiesc în impresia că ceea ce zic este adevărat și mai mult îi duc și poartă foarte mult în realitate. În România presa, să știți, nu este independentă. cât a spune, inclusiv uh, uh, oricât ar zice cineva că există cineva care este uh, independent, nu există treaba aceasta. Întotdeauna sunt interese și mai să știți că am spus de atâtea ori Uh, spunem pe toate canalele că oriunde putem să ne exprimăm uh, există, încă există și se desfășoară la un nivel foarte înalt această cenzură asupra noastră. Nu se vorbește despre noi, uh, dacă se vorbește cumva așa în mod razant, întotdeauna cât mai negativ posibil, dar uh, presa duce în eroare, minte populația și crezând că dacă cumva fac un serviciu cuiva sau unei anumite, uh, unei anumite ONG sau unei anumite uh, structură, ar câștiga ceva. Nu pasă că câștigă nimic, să știți că lupta, știți pe care noi o ducem, este o luptă uh, uh, la care nu renunțăm până la ultima clipă. Uh, ați văzut, am fost într-un turneu atâi, în Statele Unite, ne-am prietenit, cu, am fost în comunitățile românești de toate felurile. Și nu numai în comunitățile protestante, sau noi o ci din potrivă. Chiar în comunitățile ortodoxe, foarte, oameni care n-au uitat de România, oameni care sunt acolo. Mulți oameni așteaptă, diaspora va vota, vor fi, sunt de acord cu noi, sunt oameni care uh, ne susțin și care abia așteaptă să se ducă la vot, așa cum cum pot ei acolo în condițiile de acolo. Nu am mai spun deci, susținerea este foarte mare. Avem susținători inclusiv în 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 Israel, avem în, în țările din Orient, acolo unde sunt români, să știți sunt susținători peste tot. Faptul că uh, Rusia sau Putin sau cineva din, din sfera aceasta uh, uh, rusofonă uh, are același valori ca și noi, asta înseamnă că suntem ca ei. E cea mai mare, cea mai mare prostie pe care poate să o spune cineva. Înseamnă că suntem normali. Și la capitolul homosexualitate, Rusia, deocamdată, este o țară normală, spre deosebire de Occident, care se împușcă singur, nu în picior, se împușcă singur în inimă. Deci, Occidentul a decăzut incredibil. Se autodistruge. Gândiți-vă că Occidentul vorba cuiva, mai citiți cărțile vechi cât se mai pot citi, pentru că deja cărțile de istorie vechi, pentru că vor fi cărțile fi uh, cărțile uh, se rescriu. Istoria se rescrie, ați văzut, uh, Europa se auto, uh, se autodistruge, se redefinește practic tot ceea ce a însemnat originile ei. Acum uh, ne dăm, să spunem noi așa, cu grămida în piept, folosesc așa o chestie plastică, Că sunt știm, știm mai mult, suntem mai pregătiți, avem uh, acces la tehnologie, uh, informația este uh, din abundență în jurul nostru și acum ne permitem să redefinim totul. Practic, tot ce am însemnat, mii de ani de, 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 de viață a omului într-o societate, ceea ce a dus la asta, la ziua de azi. Avem, suntem în situația de a redefini, de a pune din nou bazele unei alte societăți plecând de la ce se întâmplă astăzi, ceea ce este foarte greșit. Da, la finalul uh, discuției noastre aș vrea să vă întreb uh, care credeți că este uh, numărul de voturi pe care îl veți obține dacă se va face uh, referendum sau de câte voturi este nevoie ca să treacă referendumul mai întâi și apoi uh, câte voturi uh, se estimează că se vor obține. Bun, reamintesc uh, ascultătorilor că cele 3 milioane de vot de semnături s-au stăs în patru luni de zile, Vă dați seama, un proces în care au fost implicați 80.000 de voluntari. Cred că este cel mai mare număr de semnături pe o inițiativă cetățenească din toată lumea. Absolut, este numărul unu, aș spune. Din punct de vedere al, al procesului de verificare, vreau să le aduc aminte, pentru că și aici am auzit multe discuții, s-au verificat toate semnăturile și nu există vreo îndoială că una dintre ele nu este validă sau aparține unii persoane care nu au avut cel puțin 18 ani. Da, am citit niște chestii groaznice, deci pur și simplu îți vine să verși, jurnaliști de top care scriau că uh, popa la biserică le-a uh, influențat pe babe să vodeze. E efectiv cu cuvintele acestea, să mă ierte persoanele în vârstă și uh, preoții. Uh, dar oricum nu are legătură cu realitatea, deci este o nebunie. Adică dacă un, un uh, păstor de suflete, un preot sau un pastor, uh, le spune noriașilor, fraților, Biblia spune așa dacă asta este influență și manipulare, deci este pur și simplu oribil ce, ce, ce poate să scoată mass media și oameni care credeai că au coloană vertebrală. Da, în ziua votului nu știm încă, nu știm încă, dar va trebui să scoatem 6 milioane de oameni la vot. 6 milioane de oameni cu micul mare, în, într-o zi. Ceea ce ne dăm seama este foarte greu. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu... s-au votat la ultimele alegeri parlamentare? cam număr peste, cam tot așa, puțin mai mult decât am decât 6 milioane, nu știu exact cifre. De România exact. au ieșit la vot. Da, da inclusiv diaspora, dar Ei, uh... acum trebuie să iasă 6 români și să voteze pentru. Pentru, român... pentru sunt vreo 4 milioane și ceva. Pentru. Dar nici nu mă îndoiesc. Deci bătăria nu se pune A, la Deci pentru. este nevoie de 6 milioane ca să fie validat. Deci războiul acestui referendum sau rezultatul referendumului va fi decis la prezență și nu la... Românii sunt oameni cu capul pe umer, oameni care iubesc valorile. Cu bun simț și normali. Deci nu ne gândim. Un rezultat va fi clar, va fi mare la nivel de pentru. Nu e nicio îndoială despre lucrul acesta. Singura chestie este... M mă să <laughs> nu țiți ideea, -ți mă gândeam, am zis, românii sunt oameni cu bun simț și normali. Poate vor sări uh, susținătorii homosexualilor să mă dea în judecată, că de ce am zis chestia asta. Păi ce ați vrea să zic, că nu sunt cu bun simț și normali? Sau că voi sunteți fără bun simț și anormali? Asta e interpretarea voastră. Românii, sunt, eu am spus, românii sunt cu bun simț și normali. Așa este, confirm locul acesta și mă mândresc că sunt român. Uh... Bun, în momentul de față va fi un proces de promovare foarte mare. Când va fi o campanie, tot ce înseamnă campanie pentru referendum, cu materiale, cu promovare, cu tot ce înseamnă, asta în momentul în care vom ști data, noi deja ne pregătim pe pagina noastră de, pe pagina noastră de Facebook, pe atât pentru Coaliția, pe Coaliția pentru Familie, pentru referendum pentru România, pe pagina noastră de internet găsiți foarte multe informații, clipuri informative și tot așa. Dar când va începe campania, vei ști, se va informa, inclusiv televiziunile vor fi uh, nevoite să ne dea câte un, de un spațiu, conform legislației, așa că vom avea posibilitatea atunci, într-un mod public, să ne exprimăm și acolo unde astăzi nu putem să facem lucrul acesta. Uh, avem încredere. Dar ne... spoturile no. la televiziune ce vor putea să spună? Ieșiți la vot sau votați această inițiativă? Ieșiți la vot, fiți, ieșiți atât. la vot. Ieșiți la vot pentru că probabil uh, asta este, se, se să nu știm exact cum va fi ce va fi, dar chemarea noastră va fi să se iasă la vot Românii, știți cum e, practic ce ne dorim este un singur, un singur lucru, indiferent am zis și noi spunem suntem eu, Cătălin, sunt gata să accept orice rezultat și un rezultat majoritar nu, dacă există așa ceva, ceea ce nu cred, ceea ce ne deranjează, ceea ce vedem este împotrivirea acestui proces democratic. Deci se dorește a nu se pune în practică cel mai, să spunem, fundamental drept al poporului, acela de a se exprima. Asta e. Dacă, cum, românii deci să fie, nu, da, vrem căsătorii homosexuale, eu cu mâna pe inimă accept și accept voința poporului dar să te opui în acest, un proces atât de, de simplu și în care se folosește la ordinea zilei, dați apropo de emisiunea noastră în Elveția se fac referendum foarte, foarte des pentru diverse lucruri. De ce în Elveția se poate și în România nu? Da, Dumnezeu să ne ajute să, să, să se definească să se uh, uh, ducă la bun sfârșit această inițiativă Uh, cea mai mare problemă și să știți pe care o avem, uh, acesta nu este nici împotrivirea jurnalistilor, nici activismul celor care sunt plătiți să fie împotriva noastră. Cel mai mare pericol pe care îl avem, cel mai mare dușman pe care am putea să spunem este nepăsarea românilor. Deci dacă uh, uh, ar fi ceva care să spunem, ar pune bețe în roate și ar, uh, ar fi fatal pentru referendum, este nepăsarea mea, nepăsarea ta, nepăsarea celor care ne ascultă. Uh, a, a, știm noi că ne place să, să credem că treaba noastră o poate face și celălalt. Sau las, nu mă duc la vot, că oricum se duc destui. Nu e adevărat. Fiecare văd contează, așa că decât să strigăm mai târziu în stradă, când va fi prea târziu, mai bine mergem acum la vot. Oricât cum ar fi vremea, fie că e ploaie, fie că e soare indiferent de, de, condițiile în care sunt, să facem efortul acesta și împreună cu familie noastră, cu prietenii noștri, să mergem să ne exprimăm votul, indiferent pe ce vom pune ștampila. Nu contează ce votați, puneți acolo unde vă, vă spune inima, dar mergeți la vot. Aceasta este chemarea mea pentru toți ascultătorii. Și când mergem la vot să ne luăm și scara blocului cu noi. Să nu dacă se singur. poate. Dacă se poate. Vorbiți om de la om. Fiecare dintre ascultători poate deveni un promotor al ceea ce facem. Să vreți să fiți în echipă cu noi? Puteți foarte simplu. Fiți uh, promotor. Vorbiți despre. Uh, generați discuții pe tema familiei, pe tema căsătoriei, pe tema educației, pe orice și luați-vă prieteni, luați-vă familie și ieșiți la vot. Iar când va fi momentul pentru vot, vom ști, deocamdată nu știm, nu s-a stabilit niciodată clar, încă nu lucrurile nimeni sunt nu în știe. Absolut nimeni nu știe, da. nici, nici un politician, nici noi nu știm, dacă am ști, vă dați seama, în secunda următoare am anunțat, da. Așteptăm votul senatului. Da, Dumnezeu să le dea înțelepciune senatorilor și politicienilor care decid pentru pur și simplu pentru normalitate, pentru bun simț, pentru viitorul țării, pentru viitorul lumii. Deci doi bărbați n-au cum să facă un copil și două femei. Așa lăsă Dumnezeu. O Așa femeie, un și... bărbat și copii uh, în familia respectivă. M-a întrebat cineva dacă eu pot să fiu neutru sau... Nu pot să fiu neutru. În această situație sunt un apărător și un promotor al valorilor creștine, așa cred că trebuie să fie, și indiferent de consecințe, indiferent ce se va întâmpla, e datoria mea să duc lucrul acesta mai departe până se va îndeplini. Dumnezeu să ne ajute, aici se încheie rubrica la ordinea zilei de astăzi. Stimați ascultători, am stat de vorbă cu Cătălin Vasile din partea Coaliției pentru Familie. Am vorbit despre situația în care se află inițiativa cetățenească de modificarea Constituției, în care să se specifice în Constituția României că familia se este formată dintr-un bărbat și o femeie, nu din soți, așa cum este acum, și care poate da interpretare, poate da loc interpretărilor. Apropo, Cătălin, mă gândeam la un moment dat că ar trebui specificat și acolo, și chiar m-am spus de mai multe ori, familia este arcătuită dintre un bărbat și o femeie după definiția anatomică a bărbatului și a femeii, pentru că Imaginația... vezi că vine, vine, vin doi bărbați și spun eu sunt femeia dintre cei doi bărbați sau vin două femei și spun eu sunt bărbat dintre cele două femei. Deci nebunia omului poate să meargă la nu copete are paroxistice. Are da. Aici se încheie rubrica lor din zilei. Vă mulțumesc pentru atenție, stimați ascultători, Dumnezeu să vă binecuvânteze.